Chaux a eu 0-0 mine, este locomotiva care a fost dat în 93 de Chaux la Milan. Dar ordine Europa în 38, când nemții făceau locomotive în 16 unități mari, noi făceam Reșița, făceam Nicolae Mahața și am mai făcut la Arad ceva până au făcut autobuze și mașini. Să vă explic, este o locomotivă de mare putere cu 5 roți, pentru trenul grele de mare. Asta foarte multă vreme, de la Malaxa a venit și a făcut trenuri grele de mare. Cum considerați? Începem cu ce considerați dumneavoastră? Am vrea să luăm în ordine așa, de ce? Pentru că, în afară de faptul că aici un vagon de bagaj reamenajat în expoziție, important sunt locomotivele. Deci, aici sunt bază de 9 locomotive care sunt administrate de Ministerul Transporturilor ca proprietatea statului României în administrarea Ministerului Transporturilor, care le-a dat în exploatare cele 9 la marfă, cetere marfă. Deci, proprietatea statului, marfă administrare. Aici avem o locomotivă într-o serie foarte interesantă. Noi, în anul, doamna ministru, noi în 1938 până în 46-47, calea ferată avea o rețea de 1001 km de cale ferată. 1001 km rețea a căi ferate române. În paralel cu rețeaua căi ferate române a mai existat o rețea de 5500 de km, deci aproape jumătate din rețeaua statului român, care aparținea diverse societăți și statul, Direcția Pădurilor, CAPSU, Casa Pădurilor, care avea 5.000 de kilometri de cale ferată. 5.500. Eu o să vă pun la dispoziție studiată istorie a cei de ferate forestiere și poate date, ca să nu uite. Pentru aceste rețea, cale ferată a statului, deci CFR, au fost aduse această serie de locomotive, 764-153. Încartamentul sovietic. Avem și încartamentul? Da, domnule, l-avem la Ren, legătura la Ren, cu Ucraina și mai avem sus la Dician, dar sunt vină și la Dician, mai vreme. Să vă luați? Este la Ren. Nu știu, sigur, la Ren. Aici avem o locomotivă făcută prin Germania. Deci o piesă veche. Ce se întâmplă? Nemții, în timpul război, când s-au pregătit de război, în 14 mari unități, începând de la Viena, de la... Da, să știți că asta fără macara de 200 de tone, nu poți să nu știu. Vedeți aici, doamna ministru, aici este un indicator. Ne spune că rezervorul de motorină este gol. El se duce și mecanicul vine și uite cât am aici. Păi am o dată presiune de tot. Nu mai avem, asta e singurul. Da, doamna ministru, asta e singurul care mai avem și ținem, eu țin la el ca la urmă, în cap, ca în copilă. Și înțeleg că singura din Europa, nu că singura din țară. Sau mai este undeva? Da, făcut ăștia din Elveția. Nu mai merge pe CFR-ul, dar pe mera asta. Este o piesă de mare valoare și să știți că mare valoare. În locul unde a fost ea la Grivița, eu am văzut ceva care a